Dragilor, Minecraft Live, în sfârșit a fost anunțat trailerul. Ei bine, după cum știți, Minecraftul organizează de câțiva ani încoace câte un live în care ne prezintă noile update-uri. Și de această dată avem o versiune destul de interesantă a trailerului și bineînțeles o să discutăm despre mai multe în acest videoclip, ce ar putea fi noul update, vor fi mobi noi, vom putea vota mobi sau cine știe ce o să urmeze după cave update. Bun, și cred că pot să-i dau și drumul la trailer ca să îl vedeți și voi prima dată, iar după o să analizăm câteva secvențe din el. Deci, o mică vizionare plăcută. First, there was color. Then, there was sound. Then, 3D and CinemaScope. Now, we bring you Minecraft Live in the most exciting cinema technique in broadcast history. Quadramorphic Endervision. A new and thrilling way to experience Minecraft Live that will dazzle and mesmerize you completely. Four times more color. Four times the entertainment. And four times more unpredictable. On October 16th, will you be prepared? Just get a load of what our experts have been working on around the clock. Our new digital audio system, Pillager Radio Sound. Pillager Radio Sound. After hearing it, you'll never be the same. And don't miss the opportunity to speak your mind, folks. Vote on the next block-breaking mob to be added to Minecraft. As if that wasn't enough, we will be transmitting all of this live through our state-of-the-art broadcast system, Beacon. Minecraft Live. Don't miss this extraordinary spectacle. Bun, iar acum este timpul să facem și un mic rezumat la tot acest trailer și să vedem mai exact despre ce se vorbește în el. Pentru început putem să auzim și despre faptul cum a evoluat Minecraft-ul, atât audio cât și video, plus calitate, culoare, etc. Se vorbește despre o nouă tehnologie, Quadramorphic Ender Vision, care ar fi ceva mai performant, mai interesant, ca mai apoi în următoarea parte să se vorbească despre un conținut ceva mai neașteptat, mai neprevizibil, cum s-ar spune, și mult mai interesant, să zicem așa. Și, bineînțeles, avem și o dată oficială a livestream-ului, și anume 16 octombrie, care pică tocmai sâmbăta. S-ar putea să facem live atunci, cine știe. Așa că stați geană pe canal. Poate o să vizionăm împreună Minecraft Live-ul. Mai vedem. Totuși, nu putem uita de Pillager Ride EO Sounds, care e ultrasonic, bombastic. Da, bine, deja sună foarte ciudat, așa că nu o să mai continui. E un pic cam ridicol, dar și interesant în același timp. Chiar și anul acesta putem să votăm un nou mob. Avem 3 variante, dintre care doar una va fi aleasă, exact ca și anul trecut. Bineînțeles, trebuie să votăm cu mare grijă, că nu se știe ce se poate întâmpla. Oricum, mobii o să ne fie dezvăluiți mai devreme decât Minecraft Live, așa că s-ar putea să mai facem câteva videoclipuri în care să discutăm despre ei. Și nu în ultimul rând, avem Beacon Broadcasting System, care ne reamintește că livestream-ul o să-l putem vedea atât pe YouTube, bănuiesc că și pe Twitch, asta nu sunt foarte sigur, dar și pe Minecraft Live. Mai avem câteva informații și pe site-ul celor de la Minecraft despre livestream-ul ăsta măreț care urmează să apară și, bineînțeles, Minecraft Live se întoarce. Hai să citim aici să vedem ce scrie. Dragă cititorule, bineînțeles, ești invitat la cel mai mare eveniment al deceniului. Oh my god. Pe data de 16 octombrie la prânz o să celebrăm un nou epic livestream, cunoscut ca și Minecraft Live. Acesta poate fi vizionat atât pe minecraft.net/live, cât și pe canalul lor de YouTube. Deci asta este o veste foarte bună, poate nu o să fie pe Twitch, am zis doar așa, bănuiesc că nu știu dacă au puște canal de YouTube, dar mă înțelegeți ce spun. Evenimentul o să includă și o listă de invitați cu fețe familiare, cel mai probabil Agnes și Jeb, cum i-am mai văzut și în celelalte evenimente, și ia să vedem, cu o comunitate așa,
și două fețe noi, asta o să fie destul de interesant și sunt curios care o să fie cei doi invitați speciali. Bun, o să fie ceva interviuri interesant și o să primim și câteva behind the scenes-uri, probabil la 1.19 mă aștept, plus o să fie un vot destul de greu, deoarece, după cum știți, Minecraft, sistemul de votare în Minecraft este cam dureros și din ce zic este asta, fiindcă au fost câteva eșecuri de-a lungul istoriei Minecraft-ului, și anume Phantom-urile și Glow Squid-ul. Asta este părerea majorității din comunitate, deoarece fantomurile nu trebuie să mai explic. Glow Squid-ul pentru mine nu este o greșeală că a fost adăugat, deoarece ne-au dat câteva accesibilități noi, atât pentru sign-uri cât și pentru item frame, deși sunt puțin dezamăgit că nu are aceeași mecanică ca și în trailer când a fost anunțat mobul, totuși e acolo binevenit. Plus aș vrea să fac și o mică precizare, faptul că sistemul de votare de anul trecut nu a fost tocmai cinstit. Și de ce zic chestia asta? Deoarece mulți au postat și pe Twitter și pe Reddit și pe alte rețele de socializare faptul că totuși Glow Squid-ul nu trebuia să câștige și probabil trebuia să câștige Iceologer. Și de ce zic chestia asta? Ei bine, creatorii de conținut, unii dintre ei, din afară au influențat comunitatea astfel încât să voteze Glow Squid-ul. Dream, așa. Asta nu este o alegere grea, dar poate pentru unii s-ar fi părut mai bine să fie votat Iceologer-ul, deoarece s-ar fi inclus în povestea din Minecraft, așa că anul acesta trebuie să avem mai mare grijă ce votăm. Nu trebuie să ne intereseze aspectul, cum arată, cum a fost Glow Squid-ul strălucitor, wow, 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 sau Phantom-urile care zburau și... Bine, astea nu au avut nicio legătură. De exemplu, Iceologer-ul, poate era legat de Pillage and Village Update sau ceva de genul. Se lega de povestea Minecraft-ului. Și exact de chestia asta ar trebui să ne legăm și noi în sistemul de votare din viitor. Mai avem și aici o mică imagine care ne arată la ce ore o să fie Minecon-ul sau Minecraft Live, bine, denumire științifică fantastice și din câte văd cred că e cam aceeași imagine ca și anul trecut. Bineînțeles că în fiecare parte a lumii o să fie livestream-ul la fuse orare diferite, asta e de subînțeles. Noi ne aflăm aproape de Stockholm, deci nu foarte departe, dar nici prea aproape. Cel mai probabil livestream o să fie pe la 7 sau 6 jumate, undeva pe acolo, bănuiesc cel târziu 8. În urmă cu ceva timp, cei de la Moșanco mai au făcut un videoclip în care au vorbit despre Caves and Cliffs Update și aici nu mai specifica și un mic lucru, dacă cumva update-ul de 1.18 o să afecteze conținutul viitor pe care o să-l facă cei de la Mojang, fiindcă știți că 1.18 trebuie să se lanseze chiar de sărbători undeva în noiembrie, cel târziu decembrie, iar după trebuie să se lucreze la conținutul din 1.19. Și ei bine, ia să vedem ce zice și doamna Agnes, dacă cumva nu ați văzut videoclipul. So of course we will spend like lots of time, effort and love on really finalizing Caves and Cliffs and making sure we can release part 1 and part 2 in good quality. But we do actually also have some plans for what's going to happen after Caves and Cliffs, so that feels like very exciting. And the plan is that we're going to announce this on Minecraft Live 2021. So I will not say more now, but I'm excited and I hope you will be excited as well. Totuși îmi pare bine că o să discutăm și despre 1.19 pe live-ul celor de la Minecraft, fiindcă s-ar putea să mai discute și despre 1.18, fiindcă încă nu se știu toate detaliile și s-ar putea să dezvăluie niște secrete pe Minecraft Live. Adică nu știm nimic încă despre Deep Dark și despre Warden și ar fi destul de interesant să aflăm. Plus că o să fie destul de multe chestii interesante, din câte am înțeles, care o să se adauge în Deep Dark. Dar asta cred că o să discutăm noi pe un alt videoclip. Iar înainte de a încheia acest videoclip, vreau să-mi dau și eu cu părerea cu ce ar putea fi următorul update. Prima variantă ar fi un end update și zic chestia asta deoarece în majoritatea secvențelor apar Enderman. Enderman, 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 Enderman. Plus ne putem cam da seama de un end update, deoarece, cum ați putut vedea, doamna Agnes este destul de entuziasmată pentru următorul update. Deci ne-am putea cam duce cu gândul că ar fi ceva măreț ca și un end update. Dar nu bag mâna în foc să zic până în capăt că o să fie unul.
dar eu cred că o să fie unul. A doua variantă s-ar putea lega de tehnologie. Și de ce zic chestia asta? Ei bine, în tot trailerul se vorbește despre tehnologie, de unde a început și unde vor să ajungă, plus că vor să o actualizeze. În plus, se mai arată câteva sisteme Reston, iar toată acțiunea se petrece într-un laborator sau ceva de genul. Și marcam putea duce la un Reston update, dar nu sunt foarte sigur. Așa că am pus această variantă să fie pe locul 2. Iar a treia variantă ar putea să fie un update minor, cum a fost și 1.15. S-ar putea adăuga unul sau doi mob noi și, bineînțeles, să fie câteva sisteme noi. De exemplu, ar putea să bage combat update-ul sau să mai bage ceva mecanici noi jocului și asta ar putea fi interesant. Dar eu cred că o să rămân tot pe prima mea variantă. Dar da, dragilor, acum că am ajuns și la finalul videoclipului, scrieți-mi în comentarii ce credeți că o să fie 1.19 și ce mob ar putea adăuga cei de la Minecraft. Care ar putea fi cea mai bună variantă dintre cele trei specificate mai devreme? Ei bine, oricum o să fie interesant, o să mai vin cu câteva videoclipuri informative, poate o să facem un live stream și când o să fie Minecraft live-ul, deci stați geană pe canal, fiindcă abia aștept Minecraft 1.19, am niște planuri insane și da, dragilor, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă da, știți ce aveți de făcut, iar până data viitoare, eu am fost Ionuț, bye bye!